Intenția mea în seara aceasta, în ceea ce sper să fie câteva minute scurte, înainte ca să avem un moment de rugăciune și să încheiem, pentru ca să putem să avem și adunarea membrilor, este să fac în mod explicit, în mod consecvent, în mod intenționat, o prezentare explicită a Evangheliei. Este o carte foarte bună, scrisă de Matt Chandler, nu știu dacă este tradusă în limba română, intitulată Evanghelia explicită, în care una dintre lucrurile care el le sublinează acolo este că mulți presupun că Evanghelia este cunoscută, mulți presupun că Evanghelia este crezută și ea rămâne doar așa, o Evanghelie presupusă, dar nu o Evanghelie vestită, nu o Evanghelie însușită, nu o Evanghelie declarată. Vorbeam cu fratele Andrei într-o zi și ne lingeam rănile așa, vorbeam despre stările de depresie în care mai intri în slujire și cumva cum ne consolăm fiecare așa în mintea noastră când ajungem în acele stări și ne uităm la viața noastră, la eșecurile noastre, fie în viața personală, fie în slujire. Și îi ziceam fratele Andrei că singurul lucru care, când ajung în fundul văii, care mă mai consolez din punct de vedere a slujirii, este că chiar dacă ar fi să naufragiez, chiar dacă ar fi să mă spulber din punctul ăsta de vedere, pot ca să ajung la sfârșitul, sau vreau să ajung la sfârșitul vieții știind că v-am predicat Evanghelia, că v-am îndrumat după cuvântul lui Dumnezeu, că nimeni nu va merge în iad din cauza mea, că sângele nimănui nu este pe mâinile mele, că am vestit cuvântul lui Dumnezeu și am vestit soluția lui Dumnezeu pentru oamenii care se află sub condamnarea lui. Asta este singura mea consolare. Atunci când mă simt ca și un faliment total, ca și un eșec total și este mult mai des în viața unui slujitor, mult mai des se întâmplă acest lucru decât ce mai mulți păstori ar vrea să recunoască. De aceea aș vrea în această seară ca încă o dată, și dacă vă plictisesc cu Evanghelia, așa să fie. Dar să fie spre binele vostru această plictiseală. Dacă vi se pare redundant, dacă ați avut, așa ajuns și voi, ca unii la care le scrie Apostolul Pavel, prea înțelepți, ați ajuns de la sine înțelept și nu mai aveți nevoie de aceste lucruri, să mă iertați. Dar din cuvântul lui Dumnezeu, eu știu că aceste lucruri vă sunt de folos, ne sunt de folos, ne sunt necesare și vreau ca să ne asigurăm că nu presupunem Evanghelia în această biserică. Că nu este ceva care toți credem că credem și de multe ori nu știm ceea ce credem. Dimineață, fratele Andrei, probabil că sub aceeași călăuzire, și-a schimbat direcția și a vrut ca să aibă și el o prezentare explicită a mântuirii prin credință și, de asemenea, și eu de ieri mi-am fost schimbată direcția fără să fi discutat și am considerat necesar să avem o prezentare din nou și din nou și din nou în mod explicit al Evangheliei. Evanghelia trebuie să înceapă, începe așa cum începe Scriptura, așa cum sper că știți, și anume cu Dumnezeu care ne-a creat pentru un scop anume, Dumnezeu care ne-a creat pentru slava Sa. Acest aspect nu este neimportant, și aspectul că El ne-a creat, și aspectul că ne-a creat cu un scop. Dumnezeu n-a creat doar așa să afle în treabă, Dumnezeu n-a creat pentru că n-avea ce face, Dumnezeu a creat cu un scop și scopul acela este pentru slava Lui. Biblia este cât se poate declară că asta este motivația supremă a Lui Dumnezeu în tot ceea ce face, este să arate slava Lui. Și toată creația, inclusiv noi, am fost creați cu acest scop de Dumnezeu. Geneza, capitolul 1, atestă acest lucru, toată istorisirea creației, de fapt, atestă acest lucru. Apoi Dumnezeu a zis să facem
pe om după chipul nostru, după asemănarea noastră, El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. De ce? Ne-a făcut Dumnezeu după chipul și asemănarea Lui. Care este scopul lui Dumnezeu în a face tot acest univers și în apogeul creației Lui să ne facă pe noi, pe oameni, și să ne facă după chipul și asemănarea Lui. Biblia ne explică motivația lui Dumnezeu în diverse locuri. Vă dau doar un singur exemplu din Isaia, capitolul 43, de la versetul 6 la 7. Voi zice miezii noaptei, dă încoace și miază zilei, nu opri, ci adun fiii din țările depărtate și fiicele de la marginile pământului. Pe toți cei ce poartă numele meu și pe care i-am făcut spre slava mea, pe care i-am întocmit și i-am alcătuit. Dumnezeu a creat oameni după chipul și asemănarea Lui pentru a arăta slava Lui. Dumnezeu a creat totul pentru a arăta slava Lui. Există o relație care omul trebuie ca să o aibă relativ la slava lui Dumnezeu și aș vrea să privim doar la două aspecte în mod foarte fugitiv. Există o relație potrivită între om și Dumnezeu, între om și slava lui Dumnezeu. În primul rând, Biblia ne învață că omul are menirea să reflecte, să proclame și să se închine înaintea slavei lui Dumnezeu. Asta este menirea omului, este motivul pentru care a fost creat. Este scopul pentru care existăm. Noi existăm ca și făpturi create, ca să reflectăm, să fim o oglindă a slavei lui Dumnezeu, de aceea avem chipul și asemănarea Lui, să proclamăm verbal, prin acțiunile noastre, și să ne închinăm înaintea slavei lui Dumnezeu. Scriptura ne spune că absolut totul este spre acest scop. Absolut totul. De la natură, Psalmul 19, de la versetul 1 la 3, spune în felul următor. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre El și aceasta fără vorbe, fără cuvinte, al căror sunet să fie auzit. Psalmistul ne spune că zilele, nopțile, stelele, tot ceea ce există are această menire. Menirea de a arăta, de a reflecta, de a proclama slava lui Dumnezeu. Romani capitolul 1, de la versetul 20, spune în felul următor. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui. Asta este definiția cea mai succintă a slavei lui Dumnezeu. Este caracterul lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu, natura lui Dumnezeu exemplificată, văzută, este slava lui Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, ale lui Dumnezeu, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Tot ceea ce există are scopul să comunice caracterul și natura lui Dumnezeu. Simpla existență are scopul acesta. Când te uiți la un obiect, te uiți la amvonul acesta și te gândești, oare cine l-a făcut? Dar cine l-a făcut? Cine e meșterul? Cine l-a proiectat? Simplu fapt că existăm are menirea să ne ducă cu gândul că cineva ne-a făcut, cineva ne-a proiectat, cineva ne-a dat viață. Tot ceea ce vedem în jurul nostru are același scop, să ne îndrepte inima și gândirea spre Dumnezeul care a creat absolut totul. Să vestească slava Lui, să vestească caracterul și natura Lui. Cu atât mai mult, omul are aceeași menire. Omul are menirea de a vesti, de a proclama, de a reflecta și de a se închina înaintea lui Dumnezeu. În toate aspectele vieții lui, de la cele mai importante până la cele mai banale. Apostolul Pavel ne spune în 1 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 31, în felul următor. Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva, să faceți totul
pentru slava lui Dumnezeu. Nu există vreun aspect din viața ta, nu există vreo sferă din viața ta, nu există nimic în viața ta de familie, de servici, de zi cu zi, absolut tot ceea ce faci. Când te trezești luni dimineața să mergi la servici, când te duci să-ți cumpere o mașină, când te duci să-ți cumpere un corn de la colțul străzii sau o plăcintă în ulei sau pe plită sau cum îți place, tot ceea ce faci. Când bei o cafea cu un coleg, când ajungi acasă la familie, când faci business, tot ceea ce faci, fără excepție, trebuie să aibă menirea de a arăta slava lui Dumnezeu, de a proclama slava lui Dumnezeu. Ăsta este scopul pentru care am fost creați de Dumnezeu. Al doilea rând, omul are menirea să își găsească fericirea și împlinirea în slava lui Dumnezeu, în persoana lui Dumnezeu, în întâlnirea cu Dumnezeu. Noi nu suntem creați de Dumnezeu doar să fim o oglindă, doar să fim o fereastră spre caracterul lui Dumnezeu, ci suntem creați de Dumnezeu ca să fim împărtășie cu Dumnezeu, să ne găsim bucuria și împlinirea, să ne găsim scopul nostru în scopul pentru care am fost creat. Noi am fost creat pentru slava Lui și scopul nostru este să ne găsim împlinirea în acel scop, în Dumnezeu. Obiectul vieții noastre, dorința vieții noastre, trebuie să fie să ne găsim în mod desăvârșit plăcerea, dragostea, fericirea țintite înspre Dumnezeu. El trebuie să fie scopul nostru. Slava Lui trebuie să producă în viețile noastre cea mai deplină bucurie. În Matei 22, Domnul Iisus este adresat cu o întrebare. La versetul 35 spune în felul următor: și unul din ei, un învățător al legii, ca să-l ispitească, i-a pus întrebarea următoare: învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Iisus i-a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Atenție! A proslăvi pe Dumnezeu este o misiune imposibilă dacă nu-L iubești pe Dumnezeu. Este o condiție necesară ca să-L iubești pe Dumnezeu pentru a-L putea proslăvi pe Dumnezeu. Dacă împlinești toate poruncile lui Dumnezeu, dacă ții toate regulile care tu le poți afla în Scriptură și le ții la perfecțiune, dar nu le ții cu dragoste de Dumnezeu, dacă toată ființa ta nu-și găsește plăcerea în Dumnezeu, n-ai făcut altceva decât să păcătuiești ținând toate acele reguli și porunci ale lui Dumnezeu. Este imposibil ca să-L proslăvești pe Dumnezeu dacă nu îl iubești pe Dumnezeu. Pentru că ai fost creat ca să-ți găsești împlinirea în Dumnezeu. Pentru că scopul existenței tale este să proclame despre Dumnezeu că este cel mai demn de dragoste, că este cel mai frumos, cel mai minunat. Că nu există nimic în lumea aceasta care merită mai multă afecțiune, care merită mai multă atenție, care merită mai multă dragoste. Catechismul de la Westminster, la fel ca și multe alte catechisme de natură reformată, spun în felul următor la prima întrebare din catechism: care este scopul suprem al omului? Răspuns: scopul suprem al omului este să-L glorifice pe Dumnezeu și să se bucure în El, în Dumnezeu veșnic. Pare un lucru așa de banal. Să-L glorifici pe Dumnezeu și să te bucuri în Dumnezeu. Și totuși, dacă ne-am analizat viețile noastre, sau dacă am întrebat pe cei din jurul nostru, în ce crezi tu că îmi găsesc eu cea mai mare plăcere? Ce crezi că îl face pe Mihai Marian fericit? Ce-ar spune colegii mei? Ce-ar spune prietenii mei? Ce-ar spune cei care mă cunosc în viața mea de zi cu zi? Probabil că s-ar uita la lucrurile care sunt prioritare în viața mea. Probabil că s-ar uita la lucrurile care mă fac să devin exuberant. Probabil că s-ar uita la lucrurile despre care vorbesc cel mai mult. S-ar uita la locurile unde cheltuiesc timpul și banii.
Și s-ar putea că foarte mulți oameni să nu spună despre Mihai Marian că lucrul care este cel mai important, că lucrul care îi produce cea mai mare bucurie, este Dumnezeu. S-ar putea să spună că este slujba mea, s-ar putea să spună că este cariera mea, s-ar putea să spună că este familia mea. Mesajul care eu trebuie să-l transmit, un mesaj care trebuie să fie adevărat, este că Dumnezeu este cea mai mare împlinire și cea mai mare bucurie, pentru că nu există o ființă în această lume, în acest univers, mai frumos, mai glorios, mai demn de dragoste și de închinare decât Dumnezeul nostru. Pentru aceasta am fost creat, ca să-L glorific pe Dumnezeu, și în procesul acesta de a-L glorifica, să am deplină bucurie în Dumnezeu pentru veșnicie. John Piper spune, Dumnezeu este deplin sau cel mai mult glorificat în noi sau prin noi atunci când noi suntem deplin împliniți în El. Când noi ne găsim toată satisfacția în Dumnezeu, Dumnezeu primește toată gloria. Când noi găsim așa un pic de satisfacție, duminică mai găsim un pic de satisfacție, miercurea mai avem un pic de satisfacție, plecăm așa cu o experiență religioasă, dar de fapt satisfacția noastră este în lucrurile lumii. Transmitem un mesaj fals despre Dumnezeu. Transmitem un mesaj că Dumnezeu este parțial important, parțial frumos, că Dumnezeu merită doar o parte din afecțiunile noastre, doar o parte din inima noastră, doar o parte din dragostea noastră. Și furăm din slava lui Dumnezeu. Pentru că, într-adevăr, Dumnezeu este pe deplin glorificat în viețile noastre atunci când viețile noastre comunică că El este cel mai important. Că El este sursa dragostei, împlinirii, satisfacției noastre și că nu ne dorim nimic altceva. Cât de radicală este această dragoste? Cât de radicală trebuie să fie această dragoste? Poate mulți ne întrebăm cât de radicală trebuie ca să fie acest simțământ în viața mea încât să fie cu adevărat autentic. Frate, oare este suficient nivelul la care am ajuns? Uite, sunt aproape nelipsit de la adunare. Frate, aproape că mă rog în fiecare zi. Eu cred că totuși sunt un pic peste ceea ce e creștinismul de astăzi. Cât de radicală este această dragoste provocată de slava lui Dumnezeu? Filipeni 3:8, Apostolul Pavel descrie dragostea lui față de Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Statusul social, resursele economice, respectul în societate, siguranța trupească, toate aceste lucruri s-au cotite ca niște gunoaie pentru câștigul care este Hristos. Suficient de radical? În Matei 10:37, Domnul Iisus spune în felul următor: cine iubește pe tatăl său sau pe mama sa mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine. Cât de radicală este dragostea aceasta? Privește la copilul acela din brațele tale. Privește la soția ta. Privește la tatăl tău. Privește la cei dragi și înțelege că Hristos vrea o dragoste mai radicală decât o ai pentru ei. Hristos vrea totul. Pretenția lui Dumnezeu este ca viața ta să transmită un mesaj desăvârșit. Eu îl iubesc pe Hristos mai mult decât familia mea, mai mult decât serviciul meu, mai mult decât averea mea, mai mult decât statusul meu în societate. Asta este dragostea radicală produsă în omul care a văzut slava lui Dumnezeu. Știți cum sunt tinerii care se îndrăgostesc? Sunt irațional. Sau cum vorbea fratele Andrei, sunt dincolo de rațiune. Să spune, măi băiete, uite, mai vorbește și tu de altceva. Mai gândește și tu de altceva. Pune-te și învață că ai examen. Mă, dar Georgiana, Suzana,
Băi, băiete, dar Georgiana, Suzana, dar viața, uite, trece și tu ai... Dar, da, sunt fermecat. De ce? I-a poruncit cuiva? Îl obligă cineva? Nu, este îndrăgostit. Ființa lui este îndrăgostită, este copleșit. Nu se poate gândi la altceva, nu dorește altceva. Nu vrea să mănânce, nu vrea să vorbească, nu vrea să facă nimic decât să se gândească la iubita lui. Așa este, doar la un alt nivel. Omul copleșit de frumusețea lui Hristos, omul copleșit de slava lui Dumnezeu, nu vrea nimic altceva decât să stea în prezența mirelui. Nu vrea nimic altceva decât să stea în lumina soarelui care este Hristos. Așa de radicală este această dragoste. Pentru că este dragostea care o simțim atunci când intrăm în contact și ochii noștri sunt deschiși prin puterea Duhului Sfânt și vedem pe Dumnezeu care este cel mai frumos, cel mai atrăgător. Dragostea care am simțit-o pentru soțiile noastre, soții noștri, copiii noștri, prietenii noștri, este palidă în comparație cu dragostea care o simțim atunci când îl vedem pe Dumnezeu. Oricine își iubește mai mult, pe mamă, pe tată, pe fiică, pe fiu, slujba lui, câștigul lui, nu-l cunoaște pe Hristos. Și frumusețea și valoarea lui infinită. În al doilea rând, Biblia ne învață că oamenii nu și-au împlinit această menire. Apostolul Pavel ne spune în Romani capitolul 3 cu 23 că toți au păcătuit și sunt lipsiți, sunt departe de slava lui Dumnezeu. N-au atins scopul lor pentru care au fost creat. N-au îndeplinit menirea lor. Omul nu și-a împlinit menirea lui de a proslăvi pe Dumnezeu și de a găsi împlinirea deplină în Dumnezeu. Ce a făcut omul în schimb? Apostolul Pavel ne spune din capitolul 1, la versetul 21 la 23, în felul următor. Fiindcă măcar au cunoscut pe Dumnezeu. Cum l-au cunoscut? L-au cunoscut în conștiința lor? L-au cunoscut în natura care ne spune că Dumnezeu există, că El a creat, că El este frumos, că El este un tată iubitor care ne dă hrană, care ne dă viață. L-au cunoscut prin revelația specială în cuvântul lui Dumnezeu. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit și S-au dedat la gândiri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Și acum esența problemei. Au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare și tărătoare. Esența problemei noastre este că preferăm altceva mai mult decât îl preferăm pe Dumnezeu. Este că avem tendința în firea noastră să schimbăm slava lui Dumnezeu pentru lucruri omenești. Să schimbăm pe Creator pentru lucrurile create. Să dorim mai mult binecuvântările Lui decât pe Cel care a dat binecuvântările. Să ne bucurăm mai mult de copiii noștri, de jobul nostru, de mașina noastră, de familia noastră, de prietenii noștri, decât Cel care a revărsat toate aceste binecuvântări peste noi. Asta a fost esența problemei încă de la început. Idolatria. În grădina Edenului, părinții noștri au schimbat slava Dumnezeului etern pentru slava deșartă oferită de Satan. Și au plonjat lumea aceasta în păcat. Iar din acel moment, toată creația este subjugată sub robia păcatului. Lucrul acesta este dovedit prin natură, atunci când privim un dezastru natural. Un tsunami care vine și omoară mii de oameni, cât poți clipi cu ochiul. Ce ne transmite? Ne transmite că lucrurile nu sunt așa cum ar trebui să fie. Ne transmite că lumea asta e afectată de ceva care o face ca să se putrezească, o face să se distrugă. Ne transmite că păcatul care a intrat în acest univers face ravagii. Ne transmite că Dumnezeu ne atenționează și astăzi
chiar prin așa zise dezastre naturale. Al doilea rând, prin conștiințele noastre și prin acțiunile fiecărui om din fiecare zi, păcatul nostru, neascultarea noastră, răzvrătirea noastră zilnică atestă acest lucru. Oamenii sunt sub robia păcatului. Că suntem născuți în păcat, că trăim în păcat, că ne place în păcat. Și totuși mai există o rămășiță de conștiință în noi. Ceva după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, care chiar atunci când păcătuim, chiar și necronicioșii au conștiință. Cu excepția psihopaților, care nu pot distinge binele și răul. Chiar și omul necredincios, când fură, după aia îl roade un pic. Poate mai năbușe conștiința. Dar știe că este greșit. Privim în jurul nostru și vedem dovezile faptului că părinții noștri au plonjat această lume în păcat. Al treilea rând, Scriptura atestă acest lucru. Revelația lui Dumnezeu ne spune că noi toți am fost morți în greșelile și în păcatele noastre în care am trăit. Efeseni capitolul 2. Al treilea rând, Biblia ne învață că Dumnezeu, nu doar că ne-a creat cu această menire specială, nu doar că am eșuat în această menire, dar ne învață că plata păcatului, adică plata încălcării legii lui Dumnezeu, plata răzvrătirii împotriva lui Dumnezeu, plata idolatriei noastre, plata faptului că am eșuat față de scopul pentru care am fost creați, este moartea și moartea eternă. Apostolul Pavel ne spune în Roman 6:23, plata păcatului este moartea. Iar în Roman 1:18 ne spune că mânia lui Dumnezeu. Citind proaspăt acest verset, mi-am pus întrebarea, câtă din mânia lui Dumnezeu? Apostolul Pavel nu specifică, ci mânia lui Dumnezeu, toată mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înăbușe adevărul în nelegiuirea lor. Înțelegeți lucrul acesta? Nici unul dintre noi nu este safe. Nu este sigur. Nici unul dintre noi nu este suficient de bun prin propriile noastre merite să scăpăm de mânia lui Dumnezeu. De mânia Dumnezeului care printr-un singur cuvânt a adus universul în existență și printr-un singur cuvânt îl poate scoate din existență. Toată puterea și mânia lui să revarsă peste omenire și peste orice nelegiuire. Dar frate, eu n-am făcut, n-am curvit, n-am furat, am mai zis câte o minciunică. Mânia lui Dumnezeu, în afara jertfei Domnului Iisus Hristos, rămâne peste tine. Mânia lui Dumnezeu, dacă nu e justificat prin jertfa Domnului Iisus Hristos, rămâne peste tine pentru că orice nelegiuire, orice încălcare a legii Dumnezeului Sfânt, orice eșec în scopul pentru care am fost creați, împotriva acestui Dumnezeu infinit, atrage mânia lui Dumnezeu asupra noastră. Asta este cea mai mare problemă a omului. Asta este cea mai mare problemă a ta în această seară, dacă nu ești în păcat cu Dumnezeu. Cea mai mare problemă a ta nu este ce se va întâmpla mâine la servici. Cea mai mare problemă a ta nu este dacă te concediază soțul. Cea mai mare problemă a ta nu este dacă îți vei găsi o nevastă sau un soț, o gagică, un alt job. Cea mai mare problemă a ta astăzi, dacă nu ești în păcat cu Dumnezeu, este că mânia lui Dumnezeu este îndreptată spre tine. Omul a fost creat pentru slava lui Dumnezeu, pentru a arăta slava lui Dumnezeu și pentru a consuma, pentru a se bucura de slava lui Dumnezeu. Dar omul, și inclusiv eu și dumneavoastră, a schimbat slava lui Dumnezeu pentru propria slavă. A schimbat slava Creatorului pentru lucrurile create. Iar aceasta atrage mânia sfântă și dreaptă și necesară unui Dumnezeu sfânt care ne-a creat. Ce corect spune autorul cărții Evrei, în Evrei capitolul 10:31, grozav,
terifiant lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Mai exact, care este consecința? Care este consecința răzvrătirii tale împotriva lui Dumnezeu? Care este consecința pentru că nu ți-ai îndeplinit menirea pentru care ai fost creat? Unii dintre voi în acest moment probabil că vă puneți întrebarea: nu este prea dur Dumnezeu? Nu este prea dur? Adică ne-a creat și acum vrea să ne arunce la gunoi? Vă întreb, dacă mergeți la magazin, e o comparație absurdă într-un fel, dar extrem de relevantă. Dacă mergeți la magazin și cumpărați un obiect cu un anumit scop, nu știu, surorilor, mergeți la magazin și cumpărați un aspirator. Cumpărați un aspirator. Mă duceți acasă, bucuroase că acum veți putea să faceți casa lună și bec înainte să vină soțul acasă. Și începeți și aspirați. Și scopul aspiratorului este să tragă praful, să facă curat. Și aspiratorul nu face nimic. Face numai gălăgie. Mulțumesc. Face numai gălăgie. Dar nu face nimic. Nu produce niciun rezultat. Ce faci cu el? Păi dacă ai garanție, încerci să-l schimbi în garanție. Dacă n-ai garanție, ce faci? Să-l arunci la gunoi. Pentru că nu-și îndeplinește menirea lui. Scopul pentru care acel obiect este în existență, acel aspirator este în existență, nu-și îl îndeplinește. Ca tare, l-arunci la gunoi. Nimeni n-ar veni ca să spună: hei, ești prea radical față de obiectul respectiv. Cum adică să arunci la gunoi acest obiect care nu îți aduce nicio facilitate? Nu îți slujește în niciun fel. Acum multiplicați acest sentiment drept și această reacție dreaptă față de acel obiect care l-ați achiziționat de un milion de ori. Poate de infinit de multe ori. Și înțelegeți cât de îndreptățit este Dumnezeu să privească la noi, care am fost creați cu un scop singular. Să-L proslăvim și să fim împliniți în El. Și noi, în fiecare clipă din viața noastră, facem exact opusul. Facem multă gălăgie și nu facem nimică de folos Lui. Dumnezeu este deplin îndreptățit. Ba mai mult, este drept și este necesar ca El să ia atitudine împotriva noastră. Care este mai exact această consecință a răzvrătirii noastre împotriva lui Dumnezeu? Biblia ne învață că această consecință este iadul, este pedeapsa veșnică. Matei 25:46 spune despre acești oameni care nu se încred în Dumnezeu, care se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu, că aceștia vor merge în pedeapsa veșnică. 2 Tesaloniceni 1:9 spune în felul următor: ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui. Noua traducere mi se pare și mai explicită. Ei vor suferi pedeapsa distrugerii veșnice și vor fi pedepsiți și vor fi pedeapsa distrugerii veșnice și vor fi despărțiți de prezența Domnului și de slava puterii Lui. Iadul nu este altceva decât despărțirea permanentă și veșnică de prezența lui Dumnezeu. Iar acest lucru este un lucru așa de terifiant când ne gândim că Scriptura ne învață despre Dumnezeu aceasta. Orice ni se dă bun, orice lucru bun care ți-l poți închipui, orice lucru pozitiv din viața ta și orice dar desăvârșit sunt de sus, pogorându-se de la Tatăl Luminilor în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Iadul este absența prezenței pozitive a lui Dumnezeu. Tot ceea ce e bun în viața ta, faptul că respiri, faptul că vezi lucruri frumoase, faptul că mănânci, faptul că îți poți iubi copiii, tot ceea ce este bun este un dar de la Dumnezeu. Iadul este ceea ce rămâne atunci când toată bunătatea lui Dumnezeu se retrage din viața ta. Și rămâi tu și draci. Pentru veșnicie. Fără nimic bun. Fără nimic frumos. Fără nimic care poate produce bucurie.
fără nimic care poate produce vreun sentiment pozitiv. Aceasta este pedeapsa care Biblia ne spune că să cuvine pentru orice om care nu și-a îndeplinit scopul pentru care a fost creat. 4. Harul lui Dumnezeu, ca singura noastră scăpare. În harul său nemărginit de mare, Dumnezeu a ales să mântuie dintre cei care nu au vreo speranță. Dintre cei care nu merită nimic altceva decât pedeapsa și mânia lui dreaptă. Iar singura noastră scăpare înaintea unui Dumnezeu sfânt, care stă în judecată peste noi, este mila și îndurarea acelui Dumnezeu. Nu avem vreo apărare. Nu avem vreo scăpare decât mila și îndurarea lui Dumnezeu care stă în judecată deasupra noastră. Biblia ne învață că Dumnezeu este drept, este sfânt și nu poate lăsa păcatul nepedepsit. Nu poate trece cu vederea peste nedreptate. Dumnezeu a fost obligat, nu din ceva din afara lui, ci prin propria sa natură, să satisfacă plata cerută pentru păcatele celor care sunt răscumpărați de el. Iar Biblia ne învață că plata păcatului este moartea și că fără vărsare de sânge nu este iertare. Acum, poate Dumnezeu ca să moară? În niciun caz. Dumnezeu este veșnic, Dumnezeu este etern. Poate Dumnezeu ca să verse sânge, sângele Lui? În niciun caz, Dumnezeu este Duh. Dar Biblia ne învață că soluția lui Dumnezeu constă în aceasta. Dumnezeu a luat asupra Lui carne și s-a făcut în toate ca și noi, dar fără păcat, în persoana Domnului Iisus Hristos, Fiul etern întrupat. Mielul cel veșnic venit din cer să fie sacrificat pentru păcatele celor răscumpărați. Petru ne învață în 1 Petru 3:18 în felul următor despre Domnul Iisus Hristos. Căci Hristos a suferit odată pentru totdeauna pentru păcate, El cel drept pentru cei nedrepți ca să vă aducă la Dumnezeu. El a fost dat la moarte în trup, dar a fost făcut viu prin Duhul. Trebuie să răspunzi corect la două întrebări. Cine este acest Hristos și ce a realizat pentru tine acest Hristos? El, Hristos, ne spune Scriptura, este Logosul. El este Fiul etern prin care și pentru care toate au fost create și toate se țin prin puterea Lui. El este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. El nu este cel mai mare dintre îngeri, El nu este cea mai mare creatură a lui Dumnezeu. El este Fiul lui Dumnezeu. El este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, care din veșnicie este Dumnezeu, care s-a întrupat. Ioan capitolul 1 ne învață că la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate au fost făcute prin El și niciun lucru care a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a învins-o. Și cuvântul a devenit trup și a locuit printre noi, iar noi am privit slava Lui, o slavă ca a singurului născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Iar acest Hristos, Dumnezeu întrupat, a trăit o viață desăvârșită, împlinind cu perfecțiune cerințele lui Dumnezeu. Hristos, prin viața Lui, a arătat, a reflectat, a proclamat în mod desăvârșit slava lui Dumnezeu. Întrebarea care trebuie să ne punem este: de ce atunci a fost pus la moarte? El care este fără păcat. Petru ne spune: Hristos a suferit odată pentru totdeauna pentru păcate. El cel drept pentru cei nedrepți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El care n-avea păcat, El care n-a cunoscut păcat, ne spune Apostolul Pavel, a fost făcut păcat pentru noi. La cruce s-a întâmplat cel mai mare troc, cel mai mare schimb din istoria Universului.
Hristos a luat asupra lui păcatul celor răscumpărați și a suferit pedeapsa în locul lor. Iar în schimb, în mod liber, în mod gratuit și fără plată, le-a oferit neprihănirea lui. Iar moartea n-a fost sfârșitul lui. Jertfirea n-a fost sfârșitul lui. Mormântul n-a fost sfârșitul lui. Biblia ne învață că el a biruit moartea, că lanțurile morții n-au putut ca să-l țină. Jertfa lui ne învață Scriptura că este acceptată de Dumnezeu Tatăl, iar învierea sa atestă pentru noi acest lucru. Datorită morții și învierii Fiului lui Dumnezeu, putem avea siguranța iertării, certitudinea învierii și vieții veșnice alături de Dumnezeu. Apostolul Pavel sublinează în 1 Corinteni 15 într-un mod așa de frumos. Dacă Hristos n-a fost înviat, atunci credința voastră este zadarnică, iar voi sunteți încă în păcatele voastre. Dacă Hristos ar fi rămas în mormânt, cum au rămas toți inițiatorii religiilor acestei lumi, promisiunea lui că el îți poate ierta păcatele înseamnă nimic. La fel cum ar însemna promisiunea oricărui mort din această lume. Dacă el n-ar fi fost înviat, speranța noastră la înviere n-ar fi însemnat nimic. Și speranța noastră la o viață veșnică alături de Dumnezeu ar fi fost o amăgire. Dar El, Dumnezeu întrupat, persoana Domnului Iisus Hristos, a urcat pe cruce și a murit în locul nostru. Fiul lui Dumnezeu întrupat a săvârșit sacrificiul cel mai mare. Iar apoi a fost înviat și acum șade la dreapta Tatălui unde domnește pentru veșnicie. 5. Și concluzia. Evanghelia nu este doar o poveste. Evanghelia nu este doar un narativ. Evanghelia nu este doar o înștiințare a unui lucru înfăptuit despre care auzi și poți ca să uiți. Evanghelia este o confruntare. Biblia ne învață că omul are o singură viață. Este dat să trăiască o singură dată după care vine judecata, spune Scriptura. Benjamin Franklin spunea la un moment dat că nimic nu este cert sau sigur decât moartea și impozitele. De astea nu poți scăpa. Dar, dragilor, vă asigur în autoritatea cuvântului Dumnezeu că nimic nu este mai sigur decât moartea voastră după care vine întâlnirea față în față cu Dumnezeul vostru. Vine judecata. Fiecare dintre noi vom sta față în față cu Dumnezeu. Fiecare dintre noi vom răspunde pentru păcatul nostru înaintea Lui. Pentru faptul că am eșuat în scopul vieții noastre, în motivul pentru care am fost creat și, ba mai mult, am batjocorit slava lui Dumnezeu. L-am scuipat în față și am încălcat în picioare pe Fiul lui Dumnezeu. Care va fi apărarea ta? Care va fi scăparea ta înaintea lui Dumnezeu? Biblia ne spune că există o singură scăpare, o singură soluție. În Fapte 16:31 se spune în felul următor. Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit, vei fi scăpat. Există doar două variante la finalul vieții tale. Să te prezinți înaintea lui Dumnezeu în propriul tău merit și să suferi mânia lui Dumnezeu eternă pentru faptul că n-ai împlinit menirea pentru care ai fost creat. Pentru faptul că ai încălcat în picioare legea lui Dumnezeu. Poruncile sale desăvârșite. Sau să te încrezi în Domnul Iisus Hristos și în jertfa sa desăvârșită. Să recunoști starea ta de păcat. Vina ta infinit de mare înaintea lui Dumnezeu. Să recunoști că pedeapsa dreaptă care este deasupra capului tău ți se cuvine. Să abandonezi viața ta de păcat. Și să te întorci cu fața spre Dumnezeu. Biblia numește lucrul acesta pocăință. Să te întorci de la păcat, să renunți la viața ta de păcat și să te întorci spre Dumnezeu. Și să crezi. Să te încrezi de plin, cu o convingere neclintită, doar în jertfa Domnului Iisus Hristos pentru iertarea ta. Să te încrezi doar în promisiunile Lui, doar în meritele Lui, doar în lucrarea făcută de El. Această pocăință
Această încredere deplină va fi evidentă în viața ta printr-o viață transformată. O viață prin care nu mai trăim noi, ci trăiește Hristos în noi. O viață așa cum fratele Andrei ne zicea dimineață, nu poate fi ascunsă de cei din jurul nostru. Când dragostea de Dumnezeu intră în viața ta, când nașterea de nou se produce în viața ta, când încrederea ta deplină este în Dumnezeu, când promisiunile lui Dumnezeu sunt valoarea ta supremă, viața ta este transformată într-un mod așa de radical, încât este evident la oricine din jurul tău. Apostolul Pavel spune, și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Iar viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credință în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Dacă te încrezi în Dumnezeu, dacă te pocăiești de viața de păcat și alergi la El, dacă îl ai pe Dumnezeu ca valoarea ta supremă, vei avea o viață cu un scop singular, cu un țel unic, și anume o viață care își dorește să proslăvească pe Dumnezeu și să-și găsească satisfacția în El acum și pentru veșnicie. Dorința mea pentru toți cei care sunteți aici în această seară este să credeți în Domnul Iisus Hristos, care este singura soluție pentru păcatele noastre, pentru condamnarea care stă deasupra capului fiecărui om, pentru păcatul care l-a săvârșit și îl săvârșește împotriva lui Dumnezeu, care este singura soluție prin care putem să îndeplinim scopul pentru care am fost creați. Ați auzit dimineață? El este Fiul lui Dumnezeu, în care Dumnezeu își găsește toată plăcerea. Și singura metodă prin care tu vei face parte din plăcerea lui Dumnezeu este să faci parte din Hristos. Să faci parte din trupul lui Hristos. Să fii răscumpărat prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Iar rugăciunea mea pentru fiecare dintre voi este ca aceasta să nu fie doar o expunere a Evangheliei, ci aceasta să fie credința voastră neclintită pentru viața de acum și pentru viața viitoare. Amin. Amin.